Da, dragii mei, aici v-am adus unde v-am promis. Mai am o cutie de dat. Începe treaba cu, na, emoții firești. Știți cum e oala sub presiune? Na, noi nu suntem ca oala, dar suntem mai rău de atât. Mai rău și cu focul dat mai tare. Eu nu-mi doresc deloc, deloc acea cutie. Știam cât de ghinioniști am fost noi în etapa asta. Mă luau niște furnicături așa pe corp, adică simțeam că mă înțeapă niște furnici pe corp. De data asta, ultima echipă care a ajuns la mine, dar de fapt n-am să vă spun asta. Știți ce am să vă spun? Am să vă spun că prima echipă care sigur este în finală este echipa Ștefania și Zii! Bravo! Logotiții noștri! Bravo, măi! Bravo! Bravo, măi! Bravo! Nu există așa ceva, mie nu vine să cred. Am un moment! Am încercat prin niște. Subconștientul meu a înțeles și m-a făcut să plâng și abia după am spus, ok, trebuie să am un moment ca să-mi dau seama exact ce se întâmplă. Eu tocmai am ajuns în finală. Bravo. Felicitări, dragii mei! Bravo, băi! Bravo! Am ținut atât de mult! Știi ce? Doamne, ce frică mi-a fost! Ștefania și Spic, nici n-au fost pe primul loc, nici n-au fost pe ultimul loc. Doi ăla și-a constat exact cum le-am propus noi, de fapt, de la bun început acea strategie. Mă jur că nu am crezut nici o secundă, mai ales în primele 5 etape, că eu o să ajung până în final. Din 18 oameni, noi doi am ajuns în ultima emisiune, mă. Este. Băi, Șpic, iar plânge? Iar plânge? Da. E dinainte, am ținut. Trebuie să-i facem copil, mă. Felicitări, dragii mei. Mulțumim. Asta înseamnă că de data asta, ultima echipă care a ajuns la mine a fost cea a reactoarelor sexy. Am sperat să păstreze cutia pentru ea, dar le-a dat-o nouă, că a fost ultima echipă. Din prima echipă plecată de dimineață, în forță, până la jumătatea zilei, chiar trecut de jumătatea zilei, am fost primii, am ajuns ultimii. Nu cred că are rost să vă mai predau, pentru că trebuie să fac rost și de celelalte două, da? Am ajuns în punctul ăla din această competiție în care toți merităm să jucăm finala. Noi am făcut tot ce ne-a stat în putință, am făcut și mai mult decât credeam că vom face vreodată și că nu am mai putut un pic. Hai, Cătălin! Totul ține de noroc. Emoțiile erau și la cutia noastră, erau și la cutia Adișa, Cătălin. Ciao! Nu contează! Am 3 chei în buzunar, da? Da. Nu știu care la care se potrivește. Răzvan și Sorin, Ada și Cătălin. Pe care să o deschid? Sunteți pregătiți? Care dintre voi sunt? Cred că toți sunt pregătiți. Inima mea parcă se făcea din ce în ce mai mică. Și am zis, bă, nu, vreau să scap de emoțiile astea și de starea asta. Încep cu noi, te rog, că nu mai pot, măcar să știm o treabă. Eu am înțeles în seara asta ce a simțit fiecare echipă când a fost pusă în fața ancorei. Aștept să vezi culoarea. Îmi bătea foarte tare inima. Noi ne dorim să jucăm finala cu Fodor și cu Pontea. Este opinia noastră exprimată cu multe etape înainte. Poate strategic, dacă ne-am gândit, i-am vrea pe Ada și pe Cătălin. Dar noi ne gândim pe baza prieteniei și ne-ar plăcea să continuăm tot cu Fodor și Pontea. Dragii mei, moneda din această cutie este un plic. Uitat, mă! Eu mă bucur că se întâmplă așa, că nu leșin. Adică mai râd, mai intru în fibrilație, după aia râd și râd un pic. Și acum moneda din acest plic este? Și moneda din acest plic este... Uf.
Nu contează. Eu am bol în somn, voi. Și e prima pe care am luat-o. E prima pe care am luat-o, da. Prima cutie pe care o deschiz, moneda să fie roșii. Am zis, bă, nu, clar așa au fost. A fost șoc, adică ne-am... Ăsta e destinul, e clar. E ok, nu-i problemă. Ne bucurăm foarte tare că am ajuns până aici. Vrem să mulțumim toată inima pentru tot. Bravo. Sunt șocat că sunt finalist. Nu mă pot bucura dintr-o... Nu știu, mi s-a părut, erau în stânga noastră, Ada și Cătălin, n-am putut să mă bucur, știi? Și cred că a explodat în mine toată bucuria aia. Ne bucurăm că am ajuns aici cu voi și sperăm ca mâine să reușiți să câștigați amândoi, pentru că ne sunteți foarte dragi. Să știți că ați fost un spectacol în Asia Express, cu siguranță. Ați fost foarte simpatici. Ați trecut de la o stare la alta, ați fost concurenții perfecți, motivați, descurcăreți, puternici și sunt sigură că băiatul vostru o să fie foarte mândru de voi când o să vă vadă la televizor. Am vrut să mă abțin, să nu plâng. Am plâns destul în concursul ăsta și vreau să plec fericită și zâmbitoare. Dar n-ai cum, când începe Ginuța și spune toate cuvintele alea magice și frumoase și Ginei îi dădeau lacrimile. Mulțumim mult! A fost cea mai tare experiență și ne bucurăm foarte tare că am făcut parte din ea și vreau să aplaudăm pe toată lumea de aici. Ne bucurăm că ați fost aici. A fost minunat! Noi am pierdut foarte multe lucruri în această competiție, la minut, la secundă, la atât. Am pierdut și finala la atât. Te doare sufletul. Ești supărat pentru că ți-ai dorit foarte mult și ai muncit foarte mult și ai tras și... Asia Express pentru noi a însemnat... Cea mai tare aventură pe care am trăit-o vreodată. Doamne! Trăiește marea aventură Asia Express pe antenaplay.ro. Ai episoade integrale fără pauze publicitare.